făceam niște cașcaval, niște brânză de asta, din caș, nu știu ce. În vivo, că am fost ieri și era atât de aglomerat. Teorizez telefonul. Bravo, Nicoleta, te-ai descurcat foarte bine. Continuăm spectacolul cu trupa de majorete de la Dance World Studio. Salut! Zi salut! Doamne, de când am mai vorbit, încă nu mi-a revenit vocea complet, dar sunt pe calea ce bună, așa simt. Bine, dimineața sunt ok, seara mă ia iar. În fine, azi este sâmbătă, Rebecca a fost la ceramică și apoi am fost la spectacol la Ovidiu, că a avut Eva spectacol azi cu dansurile și ne zicea acum că de săptămâna viitoare începe să pregătească pe cel de Crăciun. Le-abia aștept să-l vedem. Și mergem acasă. Azi avem zi de joacă cu copiii. Vine Eva film, vine Natalia și Ștefan. Ce ai înghețată? Hai, Eva, sus. Eva, n-are nevoie de înălțător? Nu. Hai. Ba, da. Poftiți. M-am dus acasă, iar Rebecca vrea niște lipi de la turcești cu brânză. Și am pregătit aici coca, am pus drojdie, sana, sare, ulei, apă și făină. O las așa la crescut și pe urmă mai frământ cu făină. Aici am brânza și aici am niște cașcaval, niște brânză de asta, caș, nu știu ce, am luat eu atât de la Auchan. Și telemea. Și am mai pregătit aici niște telemea de vacă. Și aici am pregătit verdeață, mărar cu pătrunjel și o să pun și sare. Deci cât crește coca, mă apuc să răzui brânza. Am început să fac, am aici trei făcute. Asta este prima, s-a cam ars așa pe partea, acum am dat focul mai încet. Și mai am destul de făcut, dar și noi suntem destui. Mi-am făcut o cafea, l-am băut astăzi. Și sper să termin repede cu astea, că mai am și de strâns rufe și Rebecca vrea și niște ceva pui la tigaie. Ea vrea să pună așa cu, în asta să pună puiul, să pună și cu salată și să facă ca un taco, zice ea. În fine. Alo, Rebecca râde, alu Eva, e puțin buimac alu Eva. Ia, și Nati, ia. Stai că Nati nu se vede, asta-l mai jos. Alu Nati e mai ieșic așa, mai de doamnă, are, zici că dă așa din sprincere, din sprincere, din gele. Așa, acum îmi se aruncă. Gat. Nu s-a dus. Uite. S-a dus, hai. Nati, acum. Îl arunc? Uite pe aloe vera acolo. Wow, s-a dus sus. S-a dus sus. Și acum eu. Hai, Rebecca. Pa, s-a dus. Intenționat am cumpărat destulă mâncare ca să avem până în ianuarie. Cât am mâncat pe fond emoțional? Thank you.
Azi este luni, nu am mai filmat pentru că am o problemă cu gâtul și acum am venit la medicul de familie, aștept ca să intru printre mâini, să văd ce mi-e recomand. Bine, eu știu, probabil voi intra pe antibiotic pentru că nu mai pot altfel. Și apoi vreau să merg până în centru, să mă uit de niște chete și vedem ce mai facem azi. Sper să reluăm filmul. Am terminat la medicul de familie. Trebuie să mă duc să-mi iau pastilele. Și acum mă ajuns în centru și mă duc să-mi iau ceva de încălțat de la magazinul de unde mi-o iau de obicei. Și apoi să mă duc să-mi iau pastilele și să mă duc să iau pe Rebecca și să mai tragem o tură prin Vivo, că am fost ieri și era atât de aglomerat și am uitat să luăm niște chestii și ne ducem în seara asta să luăm. Gata, mi-am luat două perechi. O să vă arăt acasă. Una, deja am plecat cu ele ca să mă acomodez. Sunt super. Nu știu cum se văd. Este singurul magazin de unde mă duc să-mi iau încălțăminte și nu mă bat. Sper să fie așa în continuare. Am luat-o prebe de la școală și am venit până în Oșan să luăm ceva. Și Rebecca încearcă asta, shaorma de la KFC. Cum e? Și mi-am luat niște aripioare, trei aripioare și niște cartofi prăjiți. Stai așa să zic. Așa stai, deci, că zic eu. Nu, hai să zic eu de la început. Deci avem așa. Rebecca nu mai primește telefonul timp de 5 zile. Timp în care trebuie să citească în fiecare zi câte 10 pagini. După astea 5 zile, mai are 3, trebuie să citească în continuare 10 pagini ca să primească telefonul o oră pe zi. Adică și stai, acum, după ce termin 5 zile, da, să zicem că astăzi este luni după ce am terminat 5 zile, și am citit astăzi și astăzi îmi primesc telefonul, nu? Da, mă, după ce termin 5 zile, gata, am încheiat discuția asta. Da, după ce termin. Ideea e că i-am să-mi dea și mie o carte, să citesc și eu. Și zic mie melele să mă ridic din pat. Apropo, am luat prima pastilă de antibiotic. Nu, după a treia știu că își face efectul. Așa, și zic, adu și mie o carte, din carte de adulți, să citesc. Și mi-a adus asta. Din asta păcate. Ai. Adică asta, carte de bucate. Care că să mai învăț și eu, să mai fac rețete noi. Bun, și azi, unde deschizi tu, dă-te de pe mine, că nu mă pot mișca. Unde deschizi tu, aia facem. Ia să vedeți. Și mie nu-mi place mai nimic. Și avem așa, sparanghel. Ia uite, nu cred că găsim sparanghel acum. Dar chiftele de sparanghel la cuptor sună bine. Da, eu nu. În schimb, am găsit dovlecei cu sos alb. Dovlecei la cuptor, mâncare dovlecei. Și că cartea aia conține ghinion să nu mai citească. Păi tu ai vreo fetiță? Tu ai vreo fetiță, te-am înșalat, citește! Puterea minții. Ce stai că stai? Puterea minții. Stai mai mult, stai. Terorizezi telefonul. Nu pe telefonul terorizezi. Pe tine. Olă. Așa, și unde deschizi, citește toată cartea de acolo. Păi nu, cred că te iau de la început. Că am mai început-o eu de câteva ori. De aici, ori. Citești toată chestia asta. Toată chestia asta. Că, ascultați-mă, deci. Eu am venit cărți din aia de Ion Creangă, de atâtea de mari, atâtea de pagini. Da. Și i-am dat asta. Măcar primele păi, 3 pagini. Ai 10 citești. Pagini pe zi. 10. Măcar 3 pagini vă citești și tu din astea. Vezi, eu sunt bună cu tine. Tu ești rea cu mine. 3 pagini citești și ai telefonul. Și dorm bine. Și ai, nu, 3 pagini dacă citești, ai telefonul 100 de ani. Da. Vedeți ce comparație între mama mea și între mine. Mm-hmm. Sunt sigură că acest talent am moștenit din mine, nu din ea. Nu știu dacă trebuie cineva ceva. Adică că ea e rea și că eu sunt bună, mai bună decât ea. Da, am înțeles, acum am înțeles. 3 pagini citești? Da. Nu, acum au termin. Bine. Adunările. Așa, deci, avem ghetele astea, ce le-am purtat. Bine, la un moment dat, la dreptul, mi se pusese un cărcel. Și le-am dat jos și m-am încălțat cu Adidas și ce eram.
Și de asta le-am pus înapoi în cutie. Așa arată. Sunt un vișiniu. Ia să deschid. Așa, sunt vișiniu. Vișiniu nu aveam. Aveam grâna. Și pielea întoarsă, pielea este tratată și sunt și puțin îmblănite. Astea sunt ghetele, unele. Și asta este a doua pereche. Eu am probat mai multe perechi. Dar asta din, astea sunt 40. Eu port de obicei 41. Am portat 41 și era foarte larg și am zis că oricum ele se lărgesc, așa că mi-am luat 40. Și e ok, adică sunt puțin strimte pentru că no, sunt noi, dar sigur se vor lăsa. Deci astea sunt 40 și iar ăsta este 41. Da, și asta mi-a plăcut, bine, n-am cumpărat până acum sau nici nu m-am gândit că voi purta vreodată. Sunt cu paiete și își schimbă, îi schimbă culoarea. Da, mie mi-au plăcut așa. Mi-a plăcut și talpa și mi-a plăcut și culoarea asta. Trebuie să le arăjez eu pe astea. Dar oricum, mi-au plăcut. Tot 150 de lei și astea. Și să le port cu plăcere. Da, și aici încheiem video de azi. V-am pupat și să aveți grijă de voi.